Haideți să ocupăm locurile. Și înainte de a începe mesajul din cuvântul Domnului, păstorul nostru și n-am să aduc salutul bisericii noastre. Și de data aceasta salutul bisericii noastre este Maranata. Amin. Domnul nostru vine. Amin. Trebuie să și credem, nu numai să predicăm. Mulți predică Evanghelia, dar puțin o cred. Ceea ce predicăm trebuie să credem și să înfăptuim. Ceea ce cântăm trebuie să credem și să înfăptuim. Ceea ce spunem prin poezie, tot e cuvântul lui Dumnezeu și noi trebuie să trăim. Deci ar dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. E prima bucurie mare din anul acesta. Am avut bucuria anul acesta, dar nu am prea mare. Când fratele Iulian m-a sunat la telefon și zice, hai și la noi duminică seara. Vă spun în fața poporului, am așteptat de mult să mă chemați. Dar uitați că m-am rugat să mă cheme și Dumnezeu mi-a împlinit dorința. Amin. Și aș vrea să, în seara aceasta, să vorbim despre un Dumnezeu care are putere și toată puterea în cer și pe pământ. Amin. Un Dumnezeu care a făcut întreg Universul, îl ține în mâna Lui și îl șade pe scaunul Universului. Despre El vreau în seara aceasta să vorbim. Am văzut că sunt probleme, dar nu numai la noi, toți avem probleme. Și dacă e vreo familie că zice că nu are probleme, nu-i drept, nu vrea să spună. Dar probleme avem toți. Pentru că nu există. Apostolul Pavel, știți, a spus așa. În împărăția lui Dumnezeu, așa scrie, trebuie să intrăm prin multe negaturi. Când nu avem probleme, să știți că e problemă cu noi dacă nu avem negaturi. Când i-a uitat Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, cam acum 15 ani aproape, când eram câțiva, Laura mai era și câțiva mai eram atunci aici. Acum 15 ani. Eram la Spanioli. Și-a venit un frate din Madrid, zice, mă, fratelor, rugați-vă pentru mine. Păi ce probleme are? Zice, eu sunt aici de 10 ani. Atunci avea, eu am venit în 97, era aici de 10 ani. Zice, am casă plătită, da, am mașină, două, și eu și soție, am doi copii, am o empresă și merge foarte bine, am bani cu grămadă, că mă vine cu asta. M-a binecuvântat Dumnezeu. Dar știți care e problema? Eu de când m-am îmbogățit, n-am mai mers la adunare și am uitat de Dumnezeu și Dumnezeu a uitat de mine pentru că nu mă mai pedepsește. Și fratele ăsta a spus așa, rugați-vă ca Dumnezeu să mă pedepsească cumva să mă pot întoarce la El. Dar nu-i rău, nici rugăciunea asta, să știți. Pentru că Biblia e clară, pe cine iubește, ce face Dumnezeu? Să nu credeți că zice, atât aveți de drag și-ți dă cu bota. Nu. Când călcăm noi greșit, pentru că El ne iubește, nu ne lasă să ajungem în prăpastie. Și atunci ia cum e ușa și ne îndreaptă. Și aș vrea să vă spun minute aici din Spania câteva, înainte de a începe mesajul. Dumnezeu, eu sunt un om al minunilor. Dumnezeu a lucrat cu mine cu minuni. Și nu de astea mici mari. Șeful meu la care am lucrat, am avut niște probleme în Madrid. Și șeful meu la care am lucrat, soția lui, fata lui lucra secretară la fiscalul general pe Spania. Și m-am dus și am spus problema și eu, oameni, asta nu e problemă. Păi și uite, fata mea este secretar acolo. O știam bine, că eram copilul lor, le-am lucrat în casă destul, le-am făcut reforme și fata lui mă cunoște. O vorbit cu fiscalul general pe Spania, nu e problemă, oameni, asta e nimic. Știți ce nu m-a ajutat de eu? Încă din contră m-au apăsat. Și mi-a trimis o hârtie și când a văzut șeful hârtia, zice Ion, oameni, zice, nici Dumnezeul tău, care tu zici că e viu și lucrează, nu te mai poate scăpa. Zice, așa s-o întocmită și atâția. Zice, nu există nimeni să te scape. Deci, când nu te mai poate scăpa nimeni în Universul acesta, asta e minune să simt. Și el a zis așa șeful. Era cu fata lui avocată, dar era secretară la asta. Zice, Ivan, te ajutăm cum putem, da? Nu se mai poate. Mână de om aici și uite. Da, dacă tu zici că Dumnezeu te atâie mare, să te scape, dar spun un lucru. Nici el nu te scape. Bun, și am discutat cu avocata mea și zice, oameni, tu te încrezi în cei mari. Dar fiți de așa mă învață. Nu alerga la oameni. Nu alerga la cei mari, că nu te ajută nimeni. Încrede din Domnul. Aleluia. Și-o făcut eu un referat și la o trei luni a venit ceva, avem biruință, oameni. Și când i-am arătat hârtia la șeful, știți ce a spus șeful meu? Cu adevărat există Dumnezeu. Amin. Pentru că mână de om, nu ne poate, nu m-a putut scăpa. Și mă amintesc din biserică din casă, un frate tânăr, a spus așa, nu mai lucrează Dumnezeu ca mai de mult cu minuni. Poate că și dintre noi să mai fie frate care nu să mai întâmplă minuni. Și fratele bătrânul, știți ce-a spus? Ei, să-i bătrânul, care sunteți la biserică sau știți. Era păstor, dar bătrân. Eu l-am prins la 80 de ani. Și zice, vrei să fac Dumnezeu să lucreze cu minuni?
Deci el că nu vreau, nu ține cu ce. Erau petrofat. S-au plecat amândoi pe genunchi și s-au rugat fratele păstor, văzând așa, Doamne, dă-ne cazuri ca să-l poți scăpa prin minut. Nu, 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 frate, nu te mai ruga. Nu mai vreau nici o minut. Păi cum să facă Dumnezeu minun? Trebuie să te treacă de acolo. Și apoi Dumnezeu intervine. Și vă mai spun ceea ce s-a întâmplat la noi la fabrică. Minune mare, să știți. Noi lucrăm acolo la fabrică, aici în Argata. Și la biserica noastră, 5-6 ani, mai încolo. Și lucrăm aproape toată familia acolo și de mulți ani suntem acolo, băgați copii sănii. Și șeful a fost de multe ori la biserică, i-a plăcut, îi place de noi. Ține la noi, noi de mult și noi ținem la el. Și vin într-o zi, că eu sunt repartitor și mâncam dimineața mașina, fac repartul prin Madrid, vin și văd pe cere la fac. Ce s-a întâmplat? Zice, sunt 4 șef, dar unui șef cu mare. Zice, copilul lui Eugenio a avut astă noapte accident și zice, în cum? Cel care conducea mașina a murit. Și zice, el e zdrobit tot. Cu piept, cu picioare, cu mâini. Zice, e zdrobit tot și e în coma și doctorii nu i-au mai dat nicio șansă să trăiască. M-am supărat, e un băiat simpatic, de vreo 32 de ani, un inginer electronist. Și m-am dus acasă și am vorbit cu soția, zic, uite mai la Leutime, la copilul Leutime, ce s-a întâmplat. Ne-am pus și ne-am rugat și ne-am dus la, asta era cam 3 zile trecut, ne-am dus la rugăciune marță. Ne-am rugat cu frații, nu știu câți veniți voi, noi eram numai 20 și cred că ne-am rugat duminica cu biserica și în timp, în urma rugăciunii, soția mi-a visat un vis. Și de ce am visat azi noapte? L-am visat pe Jorge că s-a vindecat. Era comă de câteva zile și noapte și nu-i șansă. Deci l-am visat că a venit, iar soția mea nu l-a dus. A venit la fabrică și l-a îmbrățișat atât. Și am fost sigur că e de la Domnul. Vis. Și m-am dus și l-am sunat, că accidentul acolo în Burgos, era acolo și el și soția lui la capul lui și medicii mergem să-i facă externare, adică să-l îngrope, că nu, nu se merge nimeni. Și spun șefele, uite de ce-o visat soția mea. Zice, Ioan, stai că te pun să vorbești cu soția mea, cu doamna lui. Zice, Ioan, eu sunt catolică, dar cred în puterea lui Dumnezeu. Și zice, cred că dacă voi vă rugați, Dumnezeu vă ascultă. Așa i-a spus șefa. Zice, rugați-vă și eu cred că Dumnezeu scapă. Și să știți că ne-am rugat. Noi, familia și biserica. Ne-am rugat și-o trecut la vreo 7 zile. Și s-o trezit din comă și s-o refăcut și acum e un om în toată firea și o idee să merg la recuperări, că au avut mâini, picioare, coșul de genunchi, tot spart. Dar e un om sănătos și Dumnezeu l-a vindecat. Și șeful știți ce mi-a spus când a fost bolnav legii copilul lui Ansuța? Zice, pentru că nu-i probleme când vă îmbolnăviți. Fă-i repede! V-ați rugat și pe voi Dumnezeu vă și ascultă. Și de câte ori mă duc luni și mă întâlnesc cu el ceva, v-ați rugat pentru impresă. Dar că ne-am rugat. Păi știți, copiii Domnului lucrează. Dumnezeu le dă pinta ca prin somn. Și să vă spun, nu ne omorăm cu lucrul. Și banii dă mult mai mult decât merită. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze toate impresiile la care lucră frații și surorile. Bine, așa ne-am să rugați-vă pentru stăpânii voștri. Deci, ca să, am spus ca să vă credeți în Dumnezeu, pentru că eu Dumnezeu al minunilor să știți și lucrează cu minuni. Dar noi trebuie să ascultăm de cuvântul Lui. Am citit cuvântul acesta din seara aceasta ca să vedem credința de care noi avem nevoie. Vreau să vorbesc despre credință. Avem mai lungă, dar o scurtesc oricum. Pot să scurtesc predica, știți de ce? Că înțelesul e cam același. Înțelesul predicii îl pot spune 5 minute. Numai noi ne adăugăm așa pe mărți. Dar eu cred că veți înțelege și veți vedea că Dumnezeu lucrează în locul acesta și în casele noastre. Am citit despre Iacov. Când a fugit. De ce a fugit Iacov? O trebuie să fugă din casa părinților lui. Pentru că, știți ce s-a întâmplat? Ei erau doi frați, gemeni. Și unul, care după legea care acolo era întâi născut, avea dreptul la binecuvântare. Dar cel care avea dreptul la binecuvântare, câtă timp și câtă vreme a avut binecuvântarea în mâine, nu a prețuit-o deloc. La ce merită? La ce-mi folosește mie dreptul de întâi născut? Dreptul de binecuvântare. Iacov, eu, tu pe un plin de linte, și fii cu binecuvântarea, că și așa nu-i bună de nimic. Nu folosește nimic, așa trei bine. Deci, o ne socotit binecuvântarea când o avem mână, dar când o pierdut, o plâns cu amar. O plâns cu durere. Atât o plâns de rău, când o pierdut. Și Iacov, cel care era propus de Dumnezeu pentru binecuvântare, o ales o cale rea ca să primească binecuvântarea. Și apoi, metodele la care a apelat Iacov în realizarea scopurilor sale, a afectat calitatea zilelor vieții lui.
Pentru că știți ce-o duce acolo când s-a dus la Faraon. Când Faraon a întrebat care este numărul zilelor vieții tale. Deci ce puțin jurăi. Cred că aveam 137 în momentul acesta acum, dar am cred că așa avea. Zice, nu ai, zice, zilelor vieții mele, nu scapă nicio mediu. Zice, spuțin jurăi. De ce? Pentru că o îmbrac pe o care mărșa vă să ia binecuvântarea. Și de multe ori și noi ar facem lucrul acesta. De aceea ar vrea să arăși asta, să învățăm lucrurile acestea din Sfânta Scriptură. Și aș vrea numai, în scurt, să trecem pe aici. Isaac s-a căsătorit cu Rebecca și am venit la bătrânie să nu mai era familia aceea iubitoare, Rebecca, atât de gimca și cu de Scriptură. Așa, așa au fost, dar la bătrânie să familia aceasta a avut probleme și destul de mari. A început bine și a sfârșit mai rău. Și deși era Iacov, era Isaac, patriarhul, era Rebecca, care nu era nimeni, așa declarată, cinstită, harnică, fecioară, frumoasă, toate calitățile care trebuie să le aibă pocăit sau pocăită. Toate le-a mea. Ei, o vedem, pentru că după, la căsătorie s-au căsătorit și au avut probleme după căsătorie. Așa se întâmplă. Cei care sunteți căsătoriți, le știți. Nu trebuie să vii mai spun. Dar cei care vă căsătoriți, exact după ce anunță, fac probleme. Pentru că e unul care e împotriva căsătoriei. Și la nu te lasă să treci în pace. Dar dacă l-ai pe Dumnezeu, vei merge în pace. Și zice, am probleme, nu putea face copii. Și uitați cum se rezolvă problemele în familie. N-am mergat la nimeni, că m-am spus, da? Eu mă rezolvă la oameni, am înșelat la oameni. N-am mergat la oameni. Zice în Genesa, în capitolul 25, versetul 21, zice, Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, că și era steapă, și Domnul a ascultat. Nevastă sa, Rebecca, a rămas însărcinată. Nu putea face copii, o cât s-o doi. Și le dădea pe Dumnezeu, că era promisiunea, nu era o problemă. Dar uite că Dumnezeu i-a ascultat. Ei, copiii aceștia au fost niște luptători. Și mari, din pântecele mamei lor, ei s-au bătut. Acolo s-au bătut. Și s-a supărat Rebecca și s-a dus și a întrebat pe Domnul. Doamne, ce s-a întâmplat? Ia copiii ăștia răi din pântecele mamei mele, din pântecele mei răi copiii ăștia. Să bat acolo de mine pot duce. Zice, nu, stai liniștită, nu te speria, că zice, vine la Domnul. Și uitați, zice așa, în versetul 22, copiii se băteau în pântecele ei și a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus întrebe pe Domnul. Și vedem aici, atunci, din versetul 23, zice așa, două neamuri sunt în pântecele tău și două norode se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din norodele acestea va fi mai tare decât celălalt și celălalt mai mare va sluji celui mai mic. Și ce vedem aici? Vedem doi frați, două popoare, două căi și două destine. Și acum, dacă Dumnezeu îți trimite o nesă sau o familie, cine l-a trimis la Isaac, la cel binecuvântat? Cine l-a trimis la Isaac? O vrut el? Nu, Dumnezeu, da? Dumnezeu lucrează cum crede el de tine. Noi ce trebuie să facem? Să acceptăm planul lui. Asta e datoria noastră. Vedem, două rasiuni, două popoare, doi frați. Ei, dar oamenii aceștia s-au făcut mari. Și așa cum am amintit, trec peste textul acesta unde Esau nu-și pretește binecuvântarea, Iacob cumpără dreptul de întâi născut și ce se întâmplă? Într-o zi, când Isaac era împătrân, greșeala lor a fost că Isaac iubea pe Esau, Rebecca iubea pe Iacob. Mai și aici greșim poate că și noi, că unii ori sânge mai mult la unul din copii, pentru că e normal să sâni după noi, după mintea omenească, pentru că dacă unul îți face bucurii, îl iubești mult, dacă unul îți face numai trăznăi, îl iubești pe a tău. Dar ai și la inimă, pentru că mi-ai făcut așa, acolo m-o primat pentru tine, acolo nu ți-ai plătit amenda, uite acolo așa. Și îl iubești, dar cum îl iubești? Îl iubești ca pe ăla care la școală mea ne trebuie întâi, la școală nu s-o bătut cu nimeni, mă. Îl iubești pe al tău, dar nu e aceeași iubire. Și posibil să se fie întâmplat și aici, în familia aceasta, așa și mama sa, altul lucru, am ce se întâmplă? Surorile, nu vă supărați, dar e cuvântul Domnului. Totdeauna când au intervenit surorile în biserică, au ieșit rău. Deci, să vă spun, oamenii aceștia au fost luptători din pântece. Iacob, au fost luptători. Predestinat ca să fie luptător. Și asta s-a transmis din generație în generație până astăzi. Dacă vedeți, ori evreu, ori iudeu de astăzi, merge acolo, între 100 de palestinieni, el merge așa. Nu se devine nimic. Și tot să aibă distralerea, tot să aibă. Așa i-au făcut Dumnezeu niște oameni luptători. Ei, mama a intervenit și a strigat. Și din cauza mamei lui, din cauza lui Rebecca, Iacov a trebuit să supere 20 de ani. O ales o cale care nu a fost după voia Domnului. Sara, ce a vrut să facă ceva în familie?
Și când a văzut că Dumnezeu a întârziat și ce-a dus, păi, Avrame, cred că Dumnezeu a dus așa. Prin Adam va fi urmașul nostru, prin care Dumnezeu ne-a spus. Te va mulți și așa. Și-a făcut o greșeală mare, că astăzi plătesc evreii greșeala lui Isaac. Și apoi dacă mergem cuvântul Domnului, vedem acolo Izabela ce-a făcut, și în Apocalipsa, la fel, cuvântul Domnului spune că am ceva împotriva ta. Nu era la biserica la care spune, dar să ia acolo pe Izabela. Tatăl și băgat n-a fost în biserică. Și lucrul ăsta încă se transmite până azi. Dacă nu e o Izabela, e o Rahelă care vrea să facă ea cum și e, așa zice Domnul. Dacă nu e o Rahelă, e Sara care zice, asta e voia Domnului, și așa se face. Și dar de câte ori și-o băgat femeile? Acolo nu ieșit bine. Și aici mama îl învață să mintă pe Iacob cu minciuna. Și zice, uite, te faci, spui păr pe mână și îi duci mâncare. Și niciodată o minciună nu vine singură, pentru că el s-a dus și o vințit. Și zice, cine ești tu? Eu sunt Esau. Și glasul ea lui Iacob. Să zice, cine ești? Esau, stată. Ia, hai să te fii. Nu, nu, fii, păi, da, zice, ai, păr. O mirosit hainele că i-o dat, mă, s-a dar și totuși, cum ai prins vânatul așa de repede? Și uite ce zice din 27 din Genesa, versetul 20. Și Satan a zis, cum ai găsit fiule vânatul așa de repede? Și Iacob i-a răspuns, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Și pe Dumnezeu niciuna rog. Nu, s-a dus în urmă și-a luat doi ieri. Și mă, se-a pregătit. Ei, dar pentru că a făcut fapta asta, Iacob a plătit foarte scump. Dar, când a venit Esau cu mâncarea, ce s-a întâmplat? L-a dus la tatăl său. Tatăl său era bătrân, nu mai vedea. Și cred că și cu mintea nu era destul de bine. Cred că era într-o amorțare. Pentru că în versetul din 27, versetul 33, cercetătorii Bibliei spun așa. Isaac s-a spăimântat foarte tare și a zis, cine este atunci cel ce a prins mânat și ni l-a adus? Deci, aici scrie Isaac, când Isaac s-a spăimântat atât de tare, Isaac a devenit dintr-o dată rucit. Și știți ce zic, dar ce am putut face? Cum am putut să vreau să dau binecuvântarea la, la Esau, când binecuvântarea ea lui Iacob? Că așa mi-a spus Dumnezeu. Că cel mai mic va fi peste frații lui. Și cel mai mare va sluji. Și el și-a venit în fire și uitați că la binecuvântare, i-a dat greu, i-a dat de toate, dar nu i-a dat binecuvântarea lui Avram. Și în versetul 28, din capitolul 28, avea aici avea binecuvântarea lui Avram și spune așa. Isaac a chemat pe Iacob, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta. Să nu se nevastă dintre fetele lui Canaan, soare te duce în Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Dumnezeu cel atotputernic, să te binecuvinteze, să te facă să treci și să te mulțesc ca să ajungi o tată în roade. Să-ți dea binecuvântarea lui Avram, fie și seminției tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești, ca străin, și pe care a dat-o lui Avram. Ei, acum a fost rușit de țara. Acum a făcut ce-o trebuit. Dar e destul de dureros că ei s-au supărat tare și normal. Rebecca a auzit și acum, după ce l-a învățat, să mințească, să se dreptea, să se știi ce puși, puși că-i mai, că stă de onoare. Mă stă de onoare. Și ea când l-a trimis pe ea, că a spus, zice, mamă, da, dacă tata mă descoperă și mă va blestema. Ce blestem o să cadă asupra mea și o căzut asupra ei, așa și-o cerut. Și ce s-a întâmplat? Iacob a plecat, dar ea nu l-a mai văzut niciodată. Ea niciodată nu l-a mai văzut pe Iacob și pe lângă că nu l-a văzut, a trebuit să fie bunică la copiii lui Esau, la cele trei femei care Esau le-au avut, poate că au mai multe, Biblia zice de trei, și să grijească copiii lui Esau pe care l-a avut. Hai, dar dragi bunici, că iubesc pe tatăl meu, că iubesc meu. Și a trebuit să stăie cu ei și niciodată nu l-a mai văzut pe Iacob. Iacob, pentru că nu a așteptat să facă Dumnezeu lucrarea, o trebuie să suporte de la bani 20 de ani să fie înșelat și să-ți bată joc el. Asta se întâmplă când noi nu respectăm cuvântul Domnului și vrem să facem noi, când Dumnezeu ne spune una, noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu, că la vremea potrivită. Dumnezeu nu merge după ceasul acesta, nu? El are vremea Lui. Și vremea Lui, El nici nu târge, nici nu grăbește. Ca zice, la lasă, hai de mine că Dumnezeu nu târgea, nu târgea. Și așa Dumnezeu nici nu târzie, nici nu trebește. Ajunge la momentul potrivit, deci, la întâlnire și apară. O fost târziu. Pentru noi, da.
dar pentru Lazar nu și-a ieșit afară. Și apoi Iacov a trebuit să plătească, dar vreau să vorbesc puțin despre credință, minutele în care mi-au rămas, să vedeți că la Benevezon de Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Și aici, la scara cerului, Dumnezeu îl binecuvintează pe Iacov. După ce Dumnezeu îl binecuvintează, nu l-a pus nimeni pe Iacov să facă un jurământ. Și nu-l face nici bine. Ce sens? El pune condiții lui Dumnezeu. Deci, în iubirea lui Dumnezeu, Iacov, el nu știa. Nu știu dacă vă știți câți ani avea Iacov când a plecat de acasă, când a fugit. Mulți, mie nu mi-a venit atât. 77 de ani. Și cu bunica Avram, și contată ca Isaac știa puțin despre Dumnezeu pe și în relația cu Dumnezeu lucrurile nu se discută. Când Dumnezeu a hotărât un plan, nu mai pui și tu mai pun și eu. Păi dacă îmi dai, e Dumnezeu, el a făcut un contract așa. Doamne, dacă tu îmi dai, îi zice la Dumnezeu, atunci eu fac asta. Asta e relația care trebuie să o avem cu Dumnezeu? Nu. Nu. În dragoste nu există dacă și poate, nu. Dragoste le acceptă pe toate fără nicio întrebare. Și el așa a spus, așa s-a rugat. Dacă îmi dai mâncare așa, dacă îmi dai haine, dacă îmi dai și mă faci să mă întorc în pace, apoi, atunci, eu îți dau ție altceva. Ei, asta e o lucrare, e o rugăciune de un om începător la credință, un om care atunci s-a botezat, că Biblia așa zice, botezați și acolo scrie după ceea ce trebuie să faci. Învățați după ce ați botezat. Învățați să păzească tot ce v-am învățat sau v-am poruncit. Și vedem aici că face această rugăciune. Dar Dumnezeu nu se supără pe Iacov, să știți. Eu promit că l-ajut. Eu promit că vine cuvintează, fără probleme. Dar problema care se pune? Sunt oameni care studiază bine cuvântul Domnului și să știți că trag folosul. Și vedem anul trecut și vedem în 1 Cronici, capitolul 4, versetul 9 și 10, acolo ea e vezi. Numele lui înseamnă trist. Că zice, eram născut în durere, zice mama lui, și-a pus nume trist, ea e vezi. Și omul acesta a învățat de la cu funcție să roge. Și uitați-vă, zice și în 1 Cronici, capitolul 4. Și ea e vezi era mai curvază decât frații săi. Mama s-a i-a pus numele ea e vezi trist, zicând, pentru că l-am născut cu durere. Ea e vezi s-a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis, dacă mă vei binecuvânta și vei întinde hotarele. Dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri din nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință, și aici trei puncte. Și urmează, dacă, Doamne, dacă tu binecuvintezi copiii și nu s-apucă nici unul de droguri, atunci să vezi cum te slujesc eu. Dacă toți copiii sunt în biserică, să vezi cum te slujesc eu. Apoi dacă lucrurile merg bine și n-am niciun copil bolnav, să vezi cum te slujesc eu. Apoi dacă mă pun frază toată duminica în față să cânt, ori să recit, ori să predic. Nu-i nimeni ca mine. Dar nu știu dacă fratele păstor îți spune nu te supăra sora, aia aduce nu ca după chipul Domnului. Dar el în noi trebuie să se vadă chipul lui Dumnezeu. Nu mai sunt fratele. Nu mai supăra sora. Deci numai dacă îmi faci asta, eu slujesc. Dacă frații din biserică se poartă cu mine, cum nu știu. Da, vin și eu la biserică. Și dacă lista mai putea continua. Și Dumnezeu l-a ascultat și pe ea, deci pe omul acesta trist. Și a vorbit odată la noi din textul acesta și răspunsul la tristeță. Așa era, trist. Și care e răspunsul? Isaia 53:3. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Domnul Iisus Hristos e răspunsul la durere. Și totdeauna când ai durere, apelează la El și El îți rezolvă durerea, să știi. Nu-i nimeni altul pe el, pentru că el e om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că se întorceai fața de la el. Noi ne-am întors fața de la el. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Mulți predică astăzi, dar cred frații, cred surorile. Trebuie să credem, că dacă nu ajunge mântuit. Și mergem mai departe și aș vrea ca să aduc câteva exemple de oameni care știți ce au spus în viața lor. Eu îl slujesc pe Dumnezeu din dragoste. Nu mă interesează ce-mi dă Dumnezeu. Dacă el, obiectul închinării mele e Dumnezeu, pot să zică păstorul și aduce, pot să-mi fac de ce-mi face, eu mă închin lui Dumnezeu, îl slujesc, îl înalț, îl laud. Și uitați aici, eu, capitolul 19 și cu versetul 26. Deci,
Până acum am văzut o credință. Dacă Dumnezeu îmi dă asta, eu îi fac aia la altă. Dacă Dumnezeu face așa. Deci cum am zis, asta e o credință de om începător. Adică exact cum să ai umple rezervorul de benzină, de motorină în Madrid, să mergi în România, atunci gata, până în România n-am probleme. Deci atât ajunge credința dacă. Din Madrid până din Barcelona, că se gata. Și acolo trebuie să pui iară, să umple rezervorul. Așa merge credința. O credință care merge mereu, mereu crescând, crescând. Deci asta e o credință începătoare. Și Dumnezeu nu s-o supărați pe oameni aceștia. Dar noi, dacă rămânem la această credință, asta e o credință care nu mântuiește. Și niciodată cei care cred numai atât, nu ajung la mântuire. Noi credem să creștem până ce ajungem. La o stare de om mare, la o stare de matur. Apostolul Pavel ne zice la unii din Scriptură, zice, zice, tot las de mântare. Și dar când? Adică tot copii să fiți. Și uitați ce zice aici Iov. Și Iov zice așa. Acum Dumnezeu nu rămâne de suferința lui Iov, pentru că diavolul când s-a dus la Dumnezeu și a zis, normal că Iov te slujește, pentru că, păi dacă i-ai dat atâtea cămine și nici nimic, dacă i-ai dat 10 mii de oi, dacă i-ai dat 10 mii de capre, dacă i-ai dat 10 copii buni și ascultători, dacă i-ai dat casă faină, te slujește. Dumnezeu se numește. El mă iubește, mă slujește chiar mie. Nu așa tine de viața lui nu. Și uite, spune eu așa. Eu a ajuns până că a pierdut tot. Familie, tasă. Și soția lui era vieca, nu era fel. Cu brațul meu de Dumnezeu și mor. Era aruncat afară pe un gunoi și să scărbina acum și o de sticlă. Eu. Și uitați ce zice. Zice, intrăm la o credință matură. Versetul 26 din 19. El zice așa. Chiar dacă mi se va nimici pierdea. Chiar dacă nu voi mai avea carne. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru meu. Amin? Amin. Asta e adevărata credință. Asta e o credință care mântuiește. Tânjește sufletul tău. Tânjește sufletul meu înăuntru meu după Dumnezeu. Trebuie să tânjească. Amin. Trebuie să tânjească. Și când sufletul nostru tânjește, apoi poți să strigi și tu, cum să spunem Psalmul 42. Cum dorești în cer, vizor, în diavol. Tânjesc după tine. Așa te doresc și eu. Și să știți că și eu n-au dat înapoi. Eu v-am zis, chiar dacă mor, hai de tine, nu mă las. Nu mă las. Nu mă interesează nici bogăția, nici nimic. Și mai vedem aici niște tineri. Hai să zicem că eu am fost mai bătrân. Tineri, în Daniel, în capitolul 3, cu versetul 18, oamenii aceștia erau tineri, copii, duși rog pe acolo. Dar pentru că au fost oameni temători de Dumnezeu, zice, că un om e plin de Duh Sfânt, Duh de înțelepciune, Duh de știință, Duh de pricepere. Peste oamenii aceștia era Duhul Sfânt și Duhul Sfânt era peste ei. Și normal că aveau înțelepciune. Și acum, când au ajuns acolo la închinare, noi astăzi ne închinăm și nu ne obligă nimeni. Nu ne obligă să ne închinăm, pentru că tot atâta e. Dacă eu am mers de fotbal, tot atâta e. Ori că se pleca ei atunci la hanfară, ori stai la televizor în casă și eu am mers de fotbal. Tot aceeași închinare. Exact tot atâta. Dar oamenii aceștia nu s-au plecat. Că nu-i costa nimic, așa le sunt părat. Dar ce dacă vă stați atâta din două secunde, faceți o mătanie și atâta e tot. Era nepotora Anghileană, poate că sora bătrână știe cum îl aici, zice, că l-au predicat frații de repădare de credință, a fost zice, băi, nică, dacă zicem noi cum zic ei până treci, după aceea, băi, suntem pocăiți mai departe. Nu e așa. Și uitați ce zic frații ăștia, verset 18 din Daniel, din capitolul 3. Și chiar de nu ne va scoate, să știe împărate că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Acesta e Dumnezeu nostru. Și ăștia-s copiii lui. Asta e credința care mântuiește. Orice se întâmplă, Doamne, de tine eu nu mă las. Și mai vin cu un caz tot cu o credință de așa tare de tot, că vreau să vă încurajez pe fiecare și să avem credință. Pentru că ziua de mâine e oricum e noastră. Și după vremurile care se văd, să știți că Domnul Iisus Hristos vine. Trebuie să ne dezlipim noi de pământul acesta, care vrem tot, nu? Să nu credeți, eu întâi îmi predic mie. Și apoi pot. Nu, nu, nu. Și eu le după astea, că și mie îmi place banul, dar și vouă. Deci nu-i nicio. Dar Biblia zice iubirea de bani, nu bani. Nu bani rădășinia rălui. Iubirea de bani. Și să sărac poți să fii și să iubești banul. Și vreau să citesc din Habacuc, din capitolul 3. Habacuc e un proroc care nu a prorocit la nimeni. Dar e un proroc. E posibil să fi prorocit, dar din textul din cât avem noi aici,
Habacuc din capitolele care sunt nu prorocit cu nimeni. E un dialog între Habacuc și Dumnezeu. Pentru că copiii lui Israel au fost neascultători. Dumnezeu l-a chemat pe Habacuc și a spus, zice, uite, trimit nenorocire peste popor pentru că nu ascultă. Și Habacuc când o vă duce, știți pe cine trimite? Pe asirieni. Și dacă vă uitați în istorie la asirieni, asirieni erau poporul cel mai crunt care exista la vremea respectivă. Ei când adorau în Israel, când vedeau femei de gravide cu cuțitul ăla lor, spadă, sare, cum vreți să zice, spintecau și le scoteau copiii. Erau niște oameni sari, crunt. Și Iona, când a fost trimis la Ninive, Ninive, capitala Imperiului Asirian, când a fost trimis la Ninive, Iona a spus așa pe ea, să mă duc eu la ăștia și să le spun să se pochească, ca Dumnezeu să-i scape, când au făcut atâta rău la copiii Domnului. Să mă duc eu. Păi știu, eu îl cunosc pe Dumnezeu, așa l-a spus. Deci e bun. Ăștia se roagă și iartă, că nu primi iertarea lui. Eu vreau să-i pedepsească așa, să trimită potopul de apă și unul să nu mai rămână din Asirie. Ei, și asirienii trebuia să vină peste copiii lui Israel și-o și venit. Și Dumnezeu a arătat la Habacuc ce o să se întâmple. Și Habacuc a văzut. Deci criza a fost mai mare ca acum cum e în Spania. Noi, din Spania, tot, când sunt noi și voi, știți? Noi suntem bogați pe vremnice. Suntem binecuvântați. Fraților, oameni, toată inima, pentru că să vă spun de ce. Dacă vă uitați la niște reportaje prin Africa, am văzut odată o femeie pe doi copii și m-a durut inima. Trebuie să mânce copiii. Și o stătea într-un port. O cea volă. Doamne, avem un plastic pus acolo aer, atâtea ca să iei. Avea o oră, dar n-are să facă de mâncare nimic. Și am văzut eu, o pus în voala aia apă și-o pus două pietre. Și pe copii o pus acolo o năfragă, ce au putea, zice, voi stați aici. Uitați-vă la oră și apoi o fac și apoi el zice, nu stă, n-am ce să dar copiii uitându-se la oră, rugându-l la mâncare, a dormit. N-am ce să ne dă mâncare. Și m-am gândit, Doamne, păi noi aici avem pâine de aruncăm, și am o gută de criză. Păi mâncăm ce ne place, carnea care e mai bună, toate cele. Păi cineva care n-are ce mânca aici? Nu-i nimeni. Și nici nu trebuie să fie. Nu se poate, cu Dumnezeu, care noi, atâta e de mare, îl cântăm în biserică, și când ieșim afară, am și băgat de Dumnezeu în buzunar și își începe, frate, eu am atâtea probleme, am atâtea înătate, am atâtea înătate, nu, frate, mergi cu fruntea tot, Dumnezeu ne poate de Dumnezeu. Uitați ce zice Habacuc. Habacuc în capitolul 3, versetul 17, spune așa, aici vorbește, tot ce aici vorbește despre mântare, uitați, zice, că chiar dacă smochinul nu va înflori, visa nu va da niciun rol, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din saule și nu vor mai fi boi în granul. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura pe Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. Amin. Păi Domnul Dumnezeu tăria noastră. Amin. Păi să știți, fraților, ei. Și acum chiar dacă noi suntem mai slabi, că suntem slabi. Da. Deci e copilașul. Dacă cineva o greșit. Că greșim. Și și păcătuim. Avem la Tatăl un mijlocitor pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos, la Tatăl. Avem pe Duhul Sfânt cu noi. Deci El mijlocește pentru noi cu suspinii necăinte. Și dacă cineva o greșit, mergem și mergem cu recunoștință. Și vreau să închei spunând, noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cum suntem. Și dacă eu am venit să mă închid în seara aceasta, în locul acesta, m-am rugat așa, Doamne, eu sunt copisat. Am păcătuit, am greșit. Vin cum sunt. Și Dumnezeu te primește dacă vii cu noi. Dar dacă vii să te dai dreptate. Pentru că la Iacob îi se repetă întrebarea. Odată eu pun Esau. Cine ești? Și Iacob și zice, eu sunt Esau. Și am venit să-ți dau mâncarea să mă vine cu vinde. Bun, pe tatăl s-o înșelat. Ei, după 20 de ani de școală, că acolo l-a trimis Dumnezeu la Laban să facă școală. 20 de ani de viață grea, de muncă la ori, i-am fost ceva. Nu-i joc. Nu-i joc nici noapte, nu poți dormi. Nu că-ți lupt. Și vin toată noaptea, te scoli cu bota și furt, dar nici nu știi după ce că nici. Nu-i joc la ori să știi. Și-au grijit oile lui Laban. Au grijit oile lui. Și și-au făcut slujba acolo 20 de ani. Și după 20 de ani, după ce Dumnezeu a văzut că Iacov s-a corectat de toate păcatele lui, venind înapoi, că Dumnezeu s-a arătat în vis, și hai înapoi acum în Canaan. Hai înapoi și eu te voi binecuvânta. Ei, când a trebuit să treacă râul Iabo, acolo în Îngerul Domnului
s-a întâlnit cu Iacov. Iacov e primul om care a lucrat cu Îngerul Domnului. Primul om din toată Biblia care a lucrat cu Îngerul Domnului, care a luptat și nu numai că a luptat, dar și biruit. Deci ai luptat cu oamenii și ai fost biruitor și ai luptat cu Îngerul Domnului și încă o biruit. De ce o biruit? O spus așa. Nu te lăs până nu mă binecuvinte. Și atunci eu zic, cine ești? Iar îi pune exact întrebarea care i-a pus-o tată, lui Isaac. Tatăl nu mai zice să este asta. Păi eu sunt Iacob, cel care am înșelat, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta. Ei, le zice, nu, acum îmi place. Acum vii cu mine. Nu, abia acum, zice, și schimb numele. Se pune Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și biruiește. Ei, când vii cu mine, ești înainte de Dumnezeu. Pentru că nu există om pe pământ fără greșeală. Nu există. Nu există. Oricum avem greșeli. Dar noi trebuie să venim cu sinceritate. Și în cuvântul Domnului, toți oamenii care vă mers la Dumnezeu cu sinceritate, Dumnezeu primit așa cu brațele deschise. La Dumnezeu nu s-au dus farisei cu sinceritate că s-au dat drept alții și nu au primit mântuirea niciodată. La fel, omul, creștinul, pocăitul, dacă mergi cu sinceritate înaintea Domnului, cu slăbiciuni, cu greșeli, cu tot ce ai, Doamne, așa cum sunt la tine, îi primește-mă. Este telefonul. Te primește din toată inima. Brațele lui deschise pentru fiecare de noi. Doamne, te rog să binecuvintez această biserică. Amin. Cu putere, amin, cu credință, amin, cu rădăcină și să știți că Domnul nostru vine. Maranata, amin. Amin.